De câteva zile au fost oprite lucrările de reabilitare a centrului istoric al Devei. Muncitorii vor reveni pe șantier pe 10 ianuarie, iar primarul Devei, Florin Oancea, într-o declarație făcută la finele lui 2021, considera că lucrările sunt în grafic și este convins că investiția va fi finalizată în acest an, alături de alte proiecte de dezvoltare din reședința de județ. Pe zona de centru, centrul istoric, suntem în grafic, să spun, cu lucrările și vor reîncepe lucrările în 10 ianuarie. Deci eu sper că, adică sunt convins că anul viitor vom finaliza această mare și importantă investiție. În rest, sunt alte zeci de investiții pe care la momentul respectiv, în perioada următoare, am să vi le detaliez. Conform proiectului, centrul istoric al Devei va fi pavat cu piatră naturală și tot aici vor fi amenajate zone verzi cu sistem de irigare, rigole pentru colectarea apelor pluviale și sistem de iluminat pietonal. Proiectul mai prevede instalarea unui sistem de reducere a circulației în zonă și un alt sistem inteligent de parcare. În decembrie 2020, primăria Deva a semnat contractul de proiectare și execuția lucrărilor de reabilitare a zonei centrale, termenul de execuție al proiectului fiind de 24 de luni. Valoarea totală a investițiilor care se realizează pe fonduri europene este de aproape 22 de milioane de lei sau circa 4,5 milioane euro, iar cota de cofinanțare din bugetul local al municipiului Deva este de doar 2%.